Administrație locale din Domnești și Bragadiru, trebuie să-i spunem că plantele astea sunt interzise de lege. Se numesc ambrozie și acuși în august o să dea în floare și polenul ăsta o să se ducă la ei în localitate sau o să vină în București și o să creeze zile de nesuportat pentru foarte multe persoane alergice. Ei au băgat bani în camere video, dar spună pe cineva să cosească ambrozia de pe marginea drumului, nu mai au bani sau nu mai au dorință sau așteaptă să înflorească. Poluare cu ambrozie la marginea capitalei și a județului Ilfov. Pe lângă cimitirul Ghencea III.